Domnului să deschidem Sfintele Scripturi pentru sesiunea aceasta. La 1 Petru, capitolul 3, primele 7 versete le vom citi. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1193. 1 Petru, capitolul 3, începem citirea cu versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în plititura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre voi în locul acesta, cum v-am rugat și aseară pentru cei ce au fost, să aveți un stoc maxim de binecuvântare pe care să-l transmiteți tuturor celor din prejurul dumneavoastră. Vă rog să transmiteți binecuvântarea Domnului celor din prejurul vostru. După ce terminați binecuvântarea și rămâneți pe stoc zero, puteți să vă așezați jos. În prima sesiune am vorbit despre familia ca o corabie prin lumea aceasta, lumea și marea creștină. E normal ca corabia să fie pe apă, dar nu e normal ca apa să fie în corabie. Și am stat aseară și am discutat despre dimensiunile acelei corabii, ca ea să aibă viitor, să se poată bucura de supraviețuire în această lume tulbure. Acum voi vorbi la sesiunea aceasta și probabil și la următoarea de la ora 3 despre provocările pe care le avem în această corabie să nu pătrundă apa. Pentru că sunt lucruri din lumea aceasta, mentalități, gândiri, care pătrund în corabie. Și știți foarte bine că puțină apă în corabie nu-i problemă, dar pe măsură ce noi nu rezolvăm problema locului pe unde intră apa în corabie, odată ce apa intră în corabie, poate să fie corabia la dimensiunile care trebuie. Poți să ai cei mai buni cărmaci, poți să ai tot ce vrei acolo, să poți supraviețui, mâncare, viață frumoasă, muzică poți să ai. Dacă apa intră în corabie, se termină și muzica, se termină tot. Căci corabia se cufundă. Foarte multe familii creștine știu ce înseamnă bucurie. Vorbesc de bucuria mântuirii, o trăiesc chiar, vorbesc de relația cu frații, dar încetul cu încetul, prin anumite locuri, prin anumite fisuri, pătrunde sistemul gândirii mării acesteia pe care noi plutim. Și vrem, nu vrem, tot e din ce în ce mai greu, tot e din ce în ce mai dificil. Pentru că apa pătrunde în corabie. Atunci când vorbim despre familie, totdeauna trebuie să ne adresăm pe lățimea ei celor două persoane care funcționează în familie, soțul și soția. Când ne adresăm unui grup de frați sau unui grup de surori care sunt soții, totdeauna avem discuții de genul acesta, care se ridică, măi, cu cine ar trebui început prima dată? Există anumite voci prin rândul surorilor, a soțiilor, care spun în felul următor, pentru că dreptul de a predica l-au doar frații, ei când se ridică la amvon, încep să predice de ce ar trebui să facă soțiile să meargă treaba bine. Și așa li se dă, și atâta vorbesc, că atunci când trebuie să vorbească ce trebuie să facă soții, nu mai este timp de obicei. De obicei nu mai este timp și ei rămân cu problemele nerezolvate. Fisurile din dreptul lor rămân neastupate. Și apa pătrunde în corabie. Dacă s-ar începe, spun surorile, cu adevărații vinovați, din care cauză să produc fisuri în corabia vieții noastre, adică cu stimații noștri soți,
probabil s-ar rezolva mai multe. Gândirea aceasta, chiar dacă nu este exprimată într-un mod destul de accentuat, există. Există. Acum, stimații mei, vreau să rezolv această problemă și să vă spun că dacă am vota, sigur ar câștiga surorile. De-aia nu facem vot niciodată pe treaba asta. Dacă ar trebui să vorbim la debitul verbal, știm foarte bine când îi depășesc. Însă avem ceva la care vreau să vă spun foarte clar, la care trebuie să ne supunem toți. Noi în mijlocul nostru avem ceva infailibil. Ceva care atunci când nu va mai fi industrie, când nu va mai fi pământ, când nu va mai fi cer, când toate vor fi trecute în negura istoriei, va rămâne. Este cuvântul Domnului. Ori cuvântul acesta lui Dumnezeu tratează problema familiei în câteva pasaje. În Noul Testament există trei pasaje consacrate vieții de familie, respectiv Efeseni, Coloseni și textul pe care l-am citit aici. În toate trei texte biblice, Duhul Sfânt care i-a inspirat pe Apostolul Pavel și pe Petru, începe cu aceste cuvinte. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Parcă n-ajunge. Petru vine și spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vă. Deci există un rând și o prioritate în domeniu. Aș vrea să ținem cont de aceste lucruri. Sunt în Biblie. Noi, din cauza dorinței noastre de a echilibra anumite lucruri, de a place unor anumite grupuri în bisericile noastre, lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și începem cu ce se poartă, cu ce se trebuie, după ce dorim noi. Însă, conform Bibliei, așa ar trebui început. De ce eu voi fi tributar în ziua de astăzi cuvântul lui Dumnezeu și voi începe cu câteva provocări pe care soțiile le au în familia creștină. Sunt tocmai vulnerabilitățile lor, pe care trebuie să le identificăm împreună toți aici și apoi să astupăm acele fisuri. Biblia vine și vorbește în pasajul biblic despre faptul că bărbații trebuie să se poarte cu înțelepciune cu nevestele lor, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, adică are niște vulnerabilități. Noi le vom identifica și împreună vom acoperi fisurile respective. Prima vulnerabilitate cu care se confruntă o soție creștină este lipsa de respect față de soțul ei. Atunci când sunt în perioada de curtare și de prietenie, toate fetele își respectă prietenii. Atunci când au logodit, toate logodnicile își respectă logodnicii. După ce s-au căsătorit câteva luni, poate un an, toate soțiile își respectă soții. Dar de la un moment dat, disprețul începe să-și facă simțită prezența. De la un moment dat, soțul nu mai este respectat. Dacă până atunci era amore, dacă până atunci era șaț, dacă până atunci era iubi, dacă până atunci purta tot felul de diminutive, puișor și așa mai departe, de la un moment dat devine al meu, devine ceva pistoc, ceva care încurcă, ceva care e acolo, ceva care sforăie, ceva care crește în omul dinăuntru, ceva care câteodată, de ce să nu spunem, se arată în formă de reproș. De unde e lucrul acesta? Un anumit popor are un proverb foarte frumos care spune așa, toate fetele sunt bune, de unde te nevestele rele? Pentru că ne dăm seama că nevestele alea rele se trag din niște fete bune, care promiteau toată viața o să te ascult. Nu o să ies niciodată din cuvântul tău. Nu o să ridic tonul la tine. Păi cum să o iei dacă ea îți spune cât ridică tonul la tine? Nu, ea dimineață. Dar dacă ea promite că e ascultătoare, că nu iese din cuvânt, că nu ridică tonul, că efectiv va umbla smerit și umil, băiatul e sensibil. Și o ia în căsătorie, după care ea schimbă paia. Și atunci apare fisura. Și prin fisura aceea, cineva urmărește corabia aia care încă plutește. Prin fisura aceea bagă o gândire acolo de lipsă de respect față de soțul. Ori Sfânta Scriptură spunea în textul pe care l-am citit noi aici, soțiilor, să fie ca Sara, care îl numea pe soțul ei cum? Și frații mei, e ușor să numești soțul tău domnul tău când are 25 de ani. Când are 30 de ani, 40 de ani. Când Sara îl numea pe Avram domnul ei, Avram avea venerabil la vârstă de 100 de ani.
Trebuia să fie sătulă și Sara de tot respectat atâta, nu? Dar uite că îi spune domnul meu, fiicele ei v-ați făcut voi. Și atenție, Avram n-a fost perfect. E adevărat că a fost părintele credinței, prietenul lui Dumnezeu, dar de vreo două ori a rugat-o pe doamna lui să se dea sora lui, numai să scape el. Numai să scape el. Stimații mei, Sara îl numea pe Avram domnul meu. De aceea e foarte indicat și folositor pentru familiile creștine soțiile să continuă, în ciuda slăbiciunilor soților lor, să-i respecte, să aibă grijă la modul cum respectă, cum vorbesc, pentru că este foarte, foarte important. Știu că v-ați familiarizat cu el, știu că știți slăbiciunile lui, știu că aveți acces la slăbiciunile respective, folosiți-l ca o metodă de a vă desăvârși. Câteodată eu folosesc imaginea aceasta și o să o folosesc și astăzi. De foarte multe ori te duci la piață să cumperi anumite lucruri pe care poate nu le ai. Că-s roșii, că-s pere, că-s mere, n-are a face ce. Te duci acolo, de partea cealaltă al tarabiei, este vânzătorul. Lustruiește roșiile alea, le pune, aproape că vine să le dea și cu ceară. Le pune calitatea întâia tot acolo. Dar el are și calitatea a doua. El are și calitatea a treia. Și mai are și roștii pe jumătate stricate, dar zbăgați sub teșghea, este acolo. Când tu ceri ceva anume, când părinții mei mă trimiteau să cumpăr ceva de la piață, vânzător avea șmecheria să-mi spună, păi da, vine toamnă, uite, cocorii pe sus. Eu, cap pe sus, mă uitam, ăsta îmi punea marfă, calitatea a doua, a treia, când veneam acasă, vedem ce marfă am primit eu acolo. Știți câteodată când tânărul curtează pe o tânără sau o tânără este curtată, ai acces doar la partea din față a teșghelei, unde se pun marfă calitatea întâia, unde ea îl întreabă pe tânăr, ce faci? Și îl spune, tocmai am terminat de citit un capitol din Biblie. Cum să verifici dacă o terminat sau nu? Dar el întreabă pe el, el întreabă pe ea, dar tu ce faci? Tocmai m-am ridicat de la rugăciune, când m-ai sunat tu, eu tocmai am terminat de făcut o rugăciune. Ea îi spune, și ce mai faci? Păi am vorbit cu păstorul astăzi. Dintr-o dată ea află că el a vorbit cu păstorul. El nu-i spune ei că păstorul l-a sunat pe el să întrebe ce nu mai vine pe la adunare. Dar el a vorbit cu păstorul. Ea e încântată de ceea ce știe, pentru că se prezintă marfă calitatea întâia. Că altfel nu poți să îl convingi pe celălalt să-ți accepte. Asta e în perioada de prietenie, perioada de logodnă, numai marfă calitatea întâia. Căsătoria înseamnă că ai dreptul să intri după teșghea. Și când intri după teșghea, pe lângă marfă de calitatea întâia cu care te-ai ofentat, observi și marfă calitatea a doua, a treia și marfă stricată. Ce faci atunci? Că am întâlnit familii, mă duc la tata socru. Dar o știut treaba asta, nu? Că doar nu-i de acum, de ieri. O știut, eu mă duc la el. Am întâlnit care o adunat comitetul. Dar nu se poate, domnule. Când eu m-am căsătorit, am reușit să o conving pe soția mea cu marfă calitatea întâia. Nu folosesc alt termen. Am reușit să o conving cu marfă calitatea întâia. I-am prezentat tot ce am avut eu, li repetam, efectiv, acolo, numai să prindă că am marfă de aia. Bineînțeles că după ce am convins-o, o intrat prin căsătorie după teșghea. Și după teșghea au spus, Virgil, dar tu nu numai că ai marfă calitatea întâia, nu numai predici, nu numai cânți, nu, dar tu de ce ai aici? Eu spun, da, pistoc, le aveam amândoi. Că de acum s-am la amândoi toate. Și datoriile tot la amândoi de la momentul respectiv. Îs la amândoi lucrurile astea. Și soția mea, în loc să spună, mă duc la tata socru, mă duc la biserică, mă duc la părinții mei, au spus, îmi dai voie să te ajut? Îmi dai voie să te ajut? Și am spus, da, ajută-mă. M-am dus și eu după teșgheaua ei. Am căutat până am găsit ceva. Mai greuț, dar am găsit. Și am spus, îmi dai voie să te ajut? Și mi-a spus, da, de atunci ne ajutăm unul pe altul. Și voi faceți la fel. Întâlnesc de foarte multe ori la anumite mese, mai ales la nunți, vin
soțul, soția stau unul lângă altul acolo și la un moment dat soțul începe, pentru că lui îi plac alte lucruri, începe să spună, băi, mi-am luat o mașină, hai de mine, ce merge, cum pleacă de pe loc, fai, are sub capotă o herghelie întreagă când pleacă și așa e de silențioasă și așa e, bineînțeles că nu mai încape nimeni la vorbă, dar pe sub masă așa, numai pantoful nevestei lui se așează pe pantoful lui, ponc, dintr-o dată, și dintr-o dată el spune, da, da, merge, mașina e bună, nu prea are el cai, herghelie, are niște magari amărâți care abia trag, na, în fine, dacă aveți altele mai bune, s-a terminat treaba asta. Nu termină el și la un moment dat începe ea, să înceapă să povestească de copii, de cutare, nu interesează pe nimeni lucrul, de ea povestește și se dă drumul, și se dă drumul și la un moment dat el fiind comprimit, dă și el un mic bip și dintr-o dată se oprește și partea cealaltă. De ce? Pentru că veghem unii asupra altora. Știm că suntem vulnerabili la anumite lucruri și ne corectăm, ne ajutăm, toți facem așa. E foarte important să știi să-ți corectezi soțul fără să-l jignesc. E foarte important. Să înveți arta asta. Noi recunoaștem că avem slăbiciuni, în frunte cu mine. Recunoaștem. Sunt și alții care nu recunosc, dar știu că au slăbiciuni. Probabil după conferința asta vor recunoaște și ei că greșesc. Dar au nevoie de cineva să înțeleagă și să-i ajute în domeniul respectiv. Au nevoie de lucrul ăsta. Și e foarte important ca surorile, soțiile noastre să ceară de la Domnul lumină, călăuzire, ca să știe cum să facă asta. Pentru că avem la dispoziție Duhul Sfânt, avem la dispoziție Scripturile, putem face asta. Sfânta Scriptură ne vorbește despre o femeie frumoasă, înțeleaptă, care era soția unui om, cum era și numele, nebun, Nabal. Și Scriptura ne spune că Nabal a avut o atitudine de lipsă de respect față de David, față de generalul ăsta care avea o grămadă de mercenari sub grijă așa. Nu numai atât, i-a ignorat, i-a inervat, i-a provocat efectiv. Și atunci David a zis că rezolvă problema în stilul său, și anume, până dimineața nu mai rămâne din casa lui Nabal nimeni de parte bărbătească, restul, totul este vândut ca robi și este anihilată casa lui Nabal. În schimb, soția lui Nabal, Abigail, a știut ce se întâmplă. Ca atare în fața la sute de oameni nervoși, cu săbile scoase din teancă, porniți pe grândul nimicirii, nu e o altă armată, ci e o femeie înțeleaptă. Și femeia aceasta se apropie de David. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, i-a zis, eu sunt de vină Domnul meu. Casa ei era în pericol de anihilare, de distrugere. Și m-aș fi așteptat ca femeia aceasta să vină, băi David, și toți cei mei, o singură dată voi enervați soțul meu și repede veniți, eu trăiesc cu ăsta, băi, vă dați seama cu cine trăiesc eu? Vă dați seama ce viața mea? Voi o singură dată și sunteți nervoși să luați măsuri, să faceți, să dregeți și eu suport pe omul ăsta de ani de zile. Nu, nu. A fi el bețiv, a fi el încăpățânat, a fi el cum a fi, dar el e soțul meu. Ca atare, ca familia mea să reziste, mi-asum vinovăția. Eu sunt de vină, Domnul meu. N-ați întâlnit atâtea surori creștine care se dezic de soțul lor? Îl vezi cum e? Îți dai seama cum e? Îți dai în ce situație este el? Și eu în timpul ăsta prezintă ca fiind martir în familia respectivă, o martire care încă trăiește. Ori v-aș ruga tare mult, aveți grijă de atitudinea aceasta. Ești în întâmpinarea salvării familiei tale, asumându-ți vinovăția, pentru că oricum ești una cu el. Și apoi, uitați-vă, femeia aceasta, fără Duhul Sfânt, fără Scriptură, vine și spune în felul următor, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi. Păi, dar ce să-i spui tu lui David la urechi și știm tăți? Deci tăți știm pentru ce plecăm spre familia ta și ce avem de gând să facem. Pentru ce să-i spui numai lui David niște lucruri pe care și noi le știm? Nu, nu. Doar David. Pentru că eu n-am dreptul să vorbesc de soțul meu în prezența altor bărbați. Nu am dreptul să-mi umilez soțul, n-am dreptul să spun slăbiciunile lui decât în fața celui care e comandantul vostru.
Câtă înțelepciune aici. David nu era flăcău la vremea respectivă. Că a văzut și el o fată frumos. Nu, el era căsătorit, avea vreo două neveste, pentru că se permitea poligamia atunci. Dar când a aflat că după ce s-a întors Abigail acasă, i-a spus, l-a așteptat să trezească ăsta din beție Nabal și a spus, uite, David venea să ne nimicească. A mers în fața lui cu provizii, a mers în fața lui și mi-am asumat vina, am spus că suntem greșiți și David s-a întors înapoi și noi putem trăi în continuare. Ăla, în loc să bucure de ce nevasta are, s-a împietrit în el însăși, a făcut un atac de cord și a murit. David, când a aflat că femeia aia e liberă, că nu-i în contra, dintr-o dată a trimis vorbă și ca un diamant din noroi a spus, n-ai vrea să fii soția mea? Păi, David, dar mai ai soții? Nu, nu, nu. Cu una ca asta, care știi să respecte pe un bărbat de calitatea aia, aș avea și eu nevoie. Știți că soții dumneavoastră doresc asta? Ei știu că au anumite slăbiciuni, dar doresc să găsească pe cineva lângă să respecte în ciuda slăbiciunilor pe care le au. Este prima provocare. Când respectul lipsește, pe acolo pătrunde sistemul lumii acesteia, se întâlnesc surori la ceai, la cafea și ca să pot sta acolo, să pot comunica, încep un concurs. A meu nu le are, cleios, nu. Într-o zi vrea să repare o priză, noroc că am avut un leat și am dat peste mâini, că altfel era mort, electrocutat. Cealaltă spune și ea ca să poată continua părtășia, să poată continua, să-l vezi pe a meu. Nu știi, nu vede, la volan, efectiv, câteodată trebuie, îl cobor răgușită din mașină. Trebuie să-i spun eu, în loc de GPS, cu mâini. De aia bărbații preferă GPS-ul, chiar dacă câteodată nu mai punem nume de femeie, punem nume de bărbat, ne călăuzească cineva, pentru că oricum suntem disperați la un moment dat de ceea ce auzim în mașină. Ori, stimate surori, știți cât e de important să vă respectați soții? Să-i spuneți lucrul acesta, să înțeleagă lucrul acesta. E o artă pe care o învățăm să astupăm fisurile. A doua provocare, tot din textul ăsta biblic, mă uit și la ceas, că la 12 avem masa și aș vrea după mesaj să aveți și poftă bună, Doamne ajută! Prima provocare este lipsa de respect față de soț, pe care o să vă întâlnim foarte multe familii, chiar familii de păstori, o veți întâlni. Am întâlnit situații când păstorul se ridica și cu verticalitate, spunea, fraților, facem așa, facem așa, facem așa. Toată lumea spunea, băi, ce bine le are omul ăsta, dar cineva mai zice, dacă cu femei s-ai vorbit? Nu, dacă n-ai vorbit cu femei s-ai degeaba. E anulat treaba. De ce? Pentru că de-a lungul timpului, s-a transmis că altcineva conduce acolo, că altcineva are toate autoritatea. Următoarea provocare, nu mai continui pe linia asta, că am intrat pe linia păstorului și vă suite și dat din punctul ăsta de vedere în zona asta. Mergem pe faza cealaltă. Al doilea slăbiciune în domeniul acesta este cicăleala, adică vorba în abuz. Spune Sfânta Scriptură, prin purtarea lor, prin modul lor de a se apropia de ei, prin modul lor de trai. Ori foarte multe femei, surori, vin și spun, domnule, dacă nu-i explic eu și trebuie să facă, cum să știe el? Eu trebuie să-i explic. Neapărat trebuie să-i explic. Trebuie să-l conving. Eu îl voi convinge în domeniul ăsta. Și folosesc vorba în abuz. În mod constant îl bombardează cu vorbe, ceea ce eu numesc și căleală, pe bărbatul respectiv. Și într-o zi bărbatul nu rezistă. Noi nu rezistăm la vorbă multă. Trebuie să divulgăm un secret, nu rezistăm la vorbă multă. Imediat ridicăm stegulețul alb și ne predăm. Gata, facem cum spui. Și câteodată lucruri nevinovate, ca să vă spun așa, se discută soția ta cu cumnata și vorbesc despre un covor pe care și l-o cumpărat și care spretează foarte bine la aspirat, la cutare, la așa mai departe. Bineînțeles că soției tale vine ideea să cumpere același covor. Dar cum să te convingă pe tine, care de obicei bărbați au alte priorități, nu covoare. Merg pe la magazine, văd sculii care se dau la discount, lucruri, șurubelnițe, patente, alții sunt pasionați de electronică, cam astea sunt așa. Bine, și iad văzând lucrurile astea, vine acasă și spune, vreau să cumpărăm și noi covorul respectiv. Bineînțeles că noi suntem blocați în patente, șurubelnițe și alte mașinării pe care am fi vrut să le luăm.
și spunem că nu e cazul să se schimbe acolo. Și din momentul acela, soția începe să folosească vorba în abuz. Mănânci primul fel, ce-a plăcut, îți place? Da, minunat, cumpărăm covorul? Bine, mănânci felul 2, după care îi zice, o fost bun, nu? Piftele cu pireu, cu sos, o fost bun, am mâncit la el, da, îți dai seama că așa de greu am făcut, așa. Da, într-adevăr, s-o meritat, spunem noi, cumpărăm covorul? Și de acum lucrul ăsta tot constant apare, covorul acela apare, bă, dați numai un caz, aici e vorba și de mobilă, câteodată de mașină, câteodată de rochiță pentru ea, câte nu sunt acolo, câteodată de donații la neamurile ei, câteodată, câte nu sunt în domeniul ăla pentru a câștiga în direcția aceasta. Dar este vorba în abuz. Nu îl dă lui loc din tort. Câteodată zici că e evanghelizare. Îl prinde pe bărbat la colț la un moment dat și spune, ce zici acum? Rezolvăm problema respectivă? Orice bărbat prins la colț vrea să o cotească undeva, să ducă, dar dacă îi spune, ce zici acum? El ca și cum te ridică mâna, măi, ridică mâna și predă-te, gata, asta e toată treaba. Nu ne place lucrul acesta ca bărbat să ne hotărâm pe loc la asemenea chemări. Nu ne place. Ei, și dacă nu se înțelege, se întâmplă altceva. În dreptul fiecărui bărbat există, spun psihologii, un bărloc, adică o vizuină. Intră acolo și nu mai treabă cu el. Nu-i mai trebuie nici mâncare felul 1, nici felul 2, nu-i mai trebuie nici să doarmă, nici să... Absolut. Intră la bărloc și stă acolo. N-ai cu cine vorbi. Vrei să-l scoți afară, el nu ies. El stă acolo. M-am gândit că lucrul ăsta se întâmplă numai la o serie de oameni. Nu, și la păstori, câteodată când au vreun proiect, când trebuie să rezolvi ceva și nevasta îl și călește continuu, dar și ai, dar spune mie, dar trebuie neapărat, ai fost la ședință de comitet, da, și s-o vorbit. Nu pot să vorbesc că se hai, spune mie, că tot ceilalți nu, că eu doar știi că nu mai spun la nimeni. Nu e nicio problemă, știu că nu mai spun la nimeni și de aia nu spun, ca să n-ai și spune. Ei, din punctul ăsta de vedere, nu te complica, dar spune mie, dar neapărat. Și apoi începe cu șahul matul vine, după aceea spune, dar tu nu mă mai iubești, nu-i așa? Nu e așa că nu mă mai iubești? Și în momentul respectiv, bărbatul vine și spune, da, dragă, te iubesc, da, te rog frumos, ia mâncare, ia tot de aici, se retrage în cameră, citește, se roagă, e retragerea aceea la bărlog. Când el trebuie să rezolve o anumită problemă, fie că e de biserică, fie că e profesională, fie că e o problemă personală, trebuie să o... este o retragere care mai mult bate autoapărare față de mitraliera cicălielii. Tâc, 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 mitraliera bate în el așa și el trebuie să bage undeva într-o cazemată. Ăsta este cazemată unde se bagă el, în bărlogul acela unde stă acolo. După un timp ies afară și întreabă, mai ies ceva de mâncare? După un timp ies afară, ce spuneai tu zilele trecute? Dar pentru o perioadă intră în starea respectivă. De foarte multe ori, bărbatul, intrând la bărlog, așteaptă momentul să iasă afară. Și când iese, poate rediscuta. Discutam odată la o conferință de familii și explicam fenomenul ăsta care mi se întâmplă și mie și altor bărbați să înțeleagă, stimatele surori, de ce există anumite retenționează bărbații ăștia. Că au nevoie de liniște, intră la bărlog. Am eu intrat de 6 luni, când ies acum? Își interesa când iese, că de intrat am reușit să-l duc într-acolo. Dar când iese înapoi? Trebuie avut grijă în domeniul acesta, foarte mare grijă, pentru că prin vorba multă, numită de termenii mei cicăleală, poți să obții și altceva. V-am spus că bărbații nu rezistă la multă vorbă. Imediat vin și spun, facem cum spui tu, facem cum spui tu, gata, de acum înainte faci. Ia banii, duci și cumpără covorul, fiindcă tot am vorbit. Dă telefon și la cumnată, gata, l-am dat și pe-a meu la brază, am cumpărat covorul, asta e biruința ei. Din momentul ăla, soțul ăla care înainte dădea gustul la mâncare, nu-l mai dă. Soțul ăla care te ajuta la schimbat copiii, nu mai face. Din momentul ăla, soțul ăla care aspira, nu mai aspiră. La un moment dat cade un tablou în casă, care e prins în două cui, cade dintr-un cui, din ăla stă la 45 grade așa, și ea îi spune în timp ce se ocupă copiii cu celelalte, pune măi tabloul ăla, te rog frumos, dacă ești așa de capabil, cât îi se pui înapoi în cui? Nici o problemă. El citește ziarul ce se întâmplă în Ucraina, totul acolo, să cunoască. Citește politică internă, externă, dar nu face nimic. Foarte multe soții, la momentul actual, din cauza vorbei în surplus al cicălelii, au soți care nu fac nimic. Dacă muncesc, e ceva performanță, dacă muncesc undeva. Foarte mulți stau acasă, citesc ziarele, discută cu prietenii,
dar nu mai sunt implicați deloc în familie. De ce? Pentru că vorba în surplus le-a produs efectul acesta. Nu-i scuz, lucrul acesta îi acuz la momentul actual. Însă femeia creștină, de multe ori, intră într-o anumită stare pe care doctorul o numește nevroză. Nevroză. Multe dintre ele n-ajung la psiholog. Dar cine ajunge la psiholog, începe psihologul, întreabă, ce faceți toată ziua? Păi mă scol de dimineață, pregătesc sandwich-ul la copii, îi duc la școală, după aceea mă duc, mai am niște ore de rezolvat niște probleme, în partea cealaltă trebuie să mă duc să fac niște cumpăruri, mă duc în cutare. O viață plină de activitate. Psihologul stă să ascultă, dori s-a plătit onorariu, după care întreabă, și sunteți căsătorită? Da, sunt căsătorită. Și soțul ce face? Păi tocmai asta, nu face nimic, absolut nimic nu face. Din dimineața până seara, numai eu fac, numai eu aleg, numai eu fac, și așa mai departe. E o stare de nevroză. Bineînțeles, doctorul mai spune, mai vii încă câteva momente, plătești onorariu acolo, îți dau niște pastile, să fii mai liniștită, și așa mai departe, dar familia aceea suferă, foarte multe familii suferă. Când țineam o asemenea conferință în Spania, povestit de situația asta, de intrare la bărloc și de vorba în abuz care face ca soția, la un moment dat, din cauza atitudinii bărbatului să intre în starea aceasta de nevroză, la sfârșitul conferinței vine o soră și spune, frate Virgil, am venit din lume la pocăință, l-am primit pe Domnul Iisus, a fost o bucurie extraordinară, după care am cunoscut un băiat pâinea lui Dumnezeu. Ne-am căsătorit și împreună am făcut tot. Când începeam o cântare, el continua. Când mă rugam, el venea să roage. Când mâncam amândoi, mâncam împreună, ne așteptam unul pe celălalt. Tot ce am făcut, am făcut împreună. Împreună la adunare, împreună în misiune, oriunde eram împreună. Frumos, extraordinar. Dar la un moment dat, o prietenă de-a mea a făcut casă lângă București. Nu locuiam în Spania și a făcut casă lângă București. Și voi, dacă mă mai retrag prin România, mă duc la căsuța aceea acolo, voi de ce nu vă faceți? Și mi-a intrat așa ca o idee și am spus la al meu, măi, hai să facem și noi o casă lângă București. A mea a spus, dar din cine trebuie nouă casă? Noi o ducem bine aici, mergem la biserică aici, cu copiii, cu tot ce trebuie. Cine trebuie? Nu, dar trebuie să avem o casă lângă București. Cum adică numai prietena mea să aibă o casă? Atâta l-am bătut la cap până a zis, da. Ne-am făcut casa lângă București, o avem și acum. Dar din ziua aceea, soțul meu n-a mai fost niciodată implicat la fel. Dacă începeam o cântare, el nu a mai continuat. Dacă îi spuneam hai la biserică, venea. Dacă nu, nu. Din momentul ăla a devenit un fel de remorc în spatele meu să-l duc și să ani de zile. N-am știut niciodată de ce. Nici nu mi-a spus. În seara asta am înțeles că i-am doborât voința cu casa pe care n-a vrut să o construiască. Ce pot să fac? Zic, mergeți, recunoașteți unde ați greșit. Dar de foarte multe ori, foarte mult timp îi face să se obișnuiască așa, greu îl recâștigați înapoi. Vă spun lucrurile acestea, stimate surori scumpe, ca jafă puteți pierde soți. E lângă voi, dar l-ați câștigat. Cheltuiți banii unii vreți, pe ce vreți dumneavoastră, îl aveți acolo la îndemână, dar nu-i soțul acela de altă dată. Nu-i bucuria aceea de altă dată. Pentru că undeva pe traseu l-ați pierdut prin multă vorbă și cicăleală în abuz. Femeia înțeleaptă își deschide gura cu înțelepciune. Femeia înțeleaptă vine și spune, eu am vorbit cu soția mea și cum vă spuneam și aseară, sunt domenii, există doi autori creștini care au scris o carte, femeile sunt de pe Venus, bărbații sunt de pe Marte, adică suntem de planete diferite. Foarte multe femei, ele cred că noi funcționăm ca ele. Ca ele funcționăm. Nu, noi funcționăm altfel. Cu toate că arătăm aproximativ la fel, avem picioarele până în pământ și așa mai departe, cu toate că avem, suntem la, noi funcționăm diferit. Pentru noi cuvintele iau altfel. Când Domnul Iisus Hristos a spus dorințele tale se vor ținea după soțul tău, este o foarte mare provocare pentru toate surorile. Pentru toate surorile. Niciodată ele nu acceptă lucrul acesta. Este o luptă pentru ele să se supună de bunăvoie soțului lor. Totdeauna soțul lor trebuie să găsească ceva la el. Ca să merite să n-asculte de dânsul. Ca să merite să iasă în decor. Ori recunoașterea oficială a voii lui Dumnezeu este tocmai asta. Dumnezeu mi l-a așezat pe el să-mi fie cap. Nu contează cât e de bun sau cât e de priceput,
eu mă supun autorității sale, nu de performanțele sale, ci mă supun ca binecuvântarea Domnului să vie de la Dumnezeu Tatăl, prin Hristos, prin bărbat, prin mine, spre copii. Doamne ajută! Foarte multe mame își pierd binecuvântarea pentru copii, din cauza faptului că iese de sub lanțul de binecuvântare. Bărbatul rămâne acolo, dar ea iese pentru că e capabilă, pentru că e deșteaptă, pentru că știe de unde bate vântul, pentru că relațiile ei spun, iese de acolo. Cei ce suferă în urma ei sunt tocmai copiii ei. Că binecuvântarea aceea care ajunge, depășește banii, posesiunile și fericirea lumii acesteia, apa lumii acesteia, trebuie să ajungă și la copiii tăi. Să aibă și ei binecuvântare în școală, binecuvântare în căsătorie și binecuvântare în biserică. Dacă binecuvântarea aceea a fost oprită de o soție care a ieșit de sub autoritatea Domnului, ea nu mai curge mai departe. Și asta e un lucru foarte important de știut în mediile creștine, de cunoscut în mediile creștine. Observă cele mai evoluate biserici unde surorile au spus, domnule, n-avem nevoie de nimic, în domeniul ăsta noi conducem, noi facem. Constat cu stupoare că copiii lor n-au nicio atracție de biserică. Constat cu stupoare că li-e mai dragă muzica lumii decât muzica bisericească. Constat cu stupoare că n-au nicio înclinație spre cele sfinte. De ce? Pentru că cineva din casă a ieșit de sub autoritatea prin care curgea dorința de a sta în prezența Domnului. Ori, stimate surori, a doua provocare este cicăleala. Vreau să merg mai repede că și eu mi se dă când e vorba de surori, ca să pot ajunge la frați neapărat. Ultimul aspect pe care îl plasează Apostolul Petru în textul ăsta, pe lângă lipsa de respect, pe lângă cicăleala, vorba în abuz, este dorința de a impresiona cu exteriorul. Spune Sfânta Scriptură că bărbații pot fi câștigați prin felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba din afară. Adică, cu alte cuvinte, nu atrageți cu ceea ce se vede, ci fiți atente la omul ascuns al inimii. Fiți atente la domeniile care contează. Pentru că după ce te-ai căsătorit și soțul e bolnav, poți să-i arăți lui Dumnezeu toate hainele tale de firmă. N-au niciun efect. După ce te-ai căsătorit și copilul are nevoie de înțelepciune la școala în care merge, poți să-i arăți lui Dumnezeu toate cumpărăturile tale, toate posesiunile tale. N-au niciun efect. Însă Biblia spune, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare, a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Pe când pleacă soțul la muncă și tu rămâi acasă și ai un duc blând și liniștit, de mare preț, te rogi și spui, Doamne, păzește-l, ocrotește-l, lasă-l să-mi fie soț și tată în familie. Și cineva ascultă acea rugăciune pentru că ești de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Dezvoltăm atitudinea aceasta? Pentru că în vremea în care trăim, în foarte multe biserici, pricinile de ispitire nu sunt fetele nemăritate, ci femeile măritate. Ele sunt pricinile de păcătuire și de potecnire în biserică. Pentru că dumnealor vin și spun, așa îi place soțului meu, și undeva noi păstorii trebuie să fim bucuroși că îi place așa și numai rău. Că dacă îi plăcea mai rău, ce făceam? Pentru că dau un verset biblic, cele măritate să placă soților în lucrurile lumii. Însă foarte multe persoane nu se gândesc la ce se referă textul acela biblic. Pentru că textul acela biblic se referă să placă soțului în domeniul soțului de autoritate. Nu peste tot. Dacă femeia, soția aceea are carnet și circulă pe stradă și trece pe culoarea roșie a semaforului și depășește pe linii continuă și un polițist de la rutieră o oprește și îi spune, Doamnă, dați-mi carnetul sau dați-mi să vă identific, pentru că eu vă voi da așa amendă. Soția aceea nu spune, știi că îl chem pe capul meu, pe soțul meu. Ce, cum adică să-ți dau eu ție carnetul și să-mi iei tu puncte, să faci tu așa? Eu îl chem pe soțul meu, care e capul meu, el îți va da ție amendă și ți-a ție carnetul până la toată urma. Dar cum adică se poate așa? Poate spune vreo soție că nu dă carnetul și nu se identifică? Nu, pentru că autoritate în drum are polițistul la rutieră. Bine, doamna respectivă lucrează la un birou undeva, n-are performanțe, cine știe, și atunci șefa de birou o mută într-un birou unde nu este lumină naturală.
are un bec și ăla care nu vede bine, dar o pune acolo. Ea nu spune în momentul ăsta, stai că îl chem eu pe capul meu, pe soțul meu. El te mută pe tine aici și pe mine mă pune unde stai tu la biroul tău, acolo de șef. Nu poate spune asta, pentru că acolo nu șef, nu-i șef soțul ei, ci acolo există un șef rânduit de firmă. Dar unde ea trebuie să umble? În biserică. În biserică există păstori, slăvit să fie Domn că există. Ca atare soțul ei, dacă nu-i păstor, bineînțeles, nu are ce să... Există un domeniu în care soțul totuși are autoritatea ca ea să poarte cum îi place lui, acasă. Și dacă are copii în dormitor. Atât tot. Nu pe stradă. Că există surori care spun, frate, nu știu ce au când ies pe stradă, tiriștii ăștia tot mă claxonează. Păi nu. Ce ai? Dar tu nu te-ai gândit niciodată ce anume se întâmplă? Tu nu te gândești că tiriștii ăștia claxonează exact când ai ieșit de la biserică? Cum ai arătat la biserică dacă tiriștii te claxonează, șoferii te claxonează? Nu te-ai gândit niciodată? Ei, cu gândirea asta și cu mentalitatea asta să vin în biserică. Și anumite fete care nu sunt măritate, spun, dom'le, dacă astea care sunt măritate și care ar trebui să aibă tot ce își doresc în familie, să poartă așa, de ce frații tot pe noi ne critică? De ce să iau tot din noi? Ori aș vrea să vă spun ordinea unde ar trebui să fie lucrurile clare și să nu lăsăm ca pe acolo să pătrundă în poporul lui Dumnezeu spiritul și apa lumii acesteia. Sunt tocmai astea. Și astea sunt lucrurile vulnerabile în bisericile noastre. Primul lucru în care soțiile sunt vulnerabile este la respect față de soț. Al doilea este vorbă în abuz, foarte multă vorbărie, prin care doresc să conducă, să facă soțul să facă ceea ce doresc ele. Și ultimul lucru, doresc să impresioneze pe alții cu exteriorul. Mă opresc aici că ar mai fi multe de vorbit, dar mai avem sesiuni pe care putem atinge anumite lucruri. La surori rămân așa, mă îndrept spre frați. Care sunt punctele vulnerabile la domniile voastre, ca și la mine, de altfel? Primul punct vulnerabil este lipsa de rugăciune. Nu ne place rugăciunea. Ne place munca, ne place fotbalul, ne place politica, ne place o grămadă de alte lucruri, dar rugăciunea nu. La rugăciune, dacă s-ar putea să nu fim noi pe acolo. La rugăciune, dacă este vreun cer de rugăciune și mai vine vreun vas autentic al Domnului care are descoperiri, nici nu ne ducem pe zonă. Trimitem nevasta să vadă și zice și Duhul Sfânt să ne aducă tălmășirea numai. Pentru că noi traducem din greacă, din chineză, ies ceva până la urmă. Dar nu suntem acolo ca spui cineva mâna pe noi, spune, bărbatule, te-am pus în familia ta să fii preot. Băi, eu mă gândeam numai că să fiu cel care câștigă bani, cel care asigură ceva. Nu. De foarte multe ori bărbaților nu le place rugăciunea. Și de aceea Sfânta Scriptură spunea aici ceva, la care la foarte mulți bărbați din zilele noastre de astăzi nici nu-i interesează. Poartă-te cu înțelepciune cu nevasta ta ca nu cumva să fie împiedicate ce? Și om nici nu se complică deloc. De ce rugăciune să fie împiedicat, că eu nici nu mă rog. N-are niciun stres. El nu se roagă. Ori aș vrea să vă spun, frații mei, că Dumnezeu așteaptă rugăciunile voastre. Sunteți capi în familiile voastre. Aveți o anumită responsabilitate și binecuvântarea în familiile voastre o dă Dumnezeu în funcție de ce cere capul de acolo. De exemplu, eu am venit la conferința dumneavoastră invitat de frații care sunt responsabili pe comunitatea dumneavoastră, pe organizația dumneavoastră. Dar nu vin la conferință, spun, frate, era cineva care făcea curățenie pe acolo, pe la dumneavoastră, m-a invitat anul viitor să vin din nou la conferință eu. Și frate întreabă, frate, dar stai puțin, te cheamă cei care fac curățenie, te cheamă ușierii, te cheamă cine, acordeoniștii, cine te cheamă pe dumneata la... Trebuie să existe o anumită autoritate care să te cheme. Când Dumnezeu a așezat familia, a pus o anumită autoritate în familie pentru bunul mers a copiilor și a soției. Bineînțeles că eu aștept să roage copilul meu și mai tare aștept să roage soția mea, dar Dumnezeu așteaptă autoritatea delegată care o are acolo să se roage și să ceară înțelepciune peste soție, putere de a se împotrivi ispitelor, putere de a fi mai tare. Bărbatul îi cere asta. Ori dacă bărbatul nu se roagă, Biblia spune că Dumnezeu are o lege foarte clară, nu aveți, pentru că nu? Nu pentru că Dumnezeu n-are sau nu vrea să vă dea, nu aveți pentru că nu cereți. Și singura formă prin care Dumnezeu ne-a făcut să cerem, noi să-i schimbăm SMS-uri lui, să-i spunem, Doamne, mai vreau și asta, că Dumnezeu n-are telefonul nostru. Dumnezeu
așteaptă să ne rugăm. Pentru foarte mulți bărbați, lucrul acesta nu și-l fac. Și văd că familia lor suferă și Dumnezeu așteaptă rugăciunea lor. V-aș ruga tare mult, stimații mei, căutați să vă rugați. Nu-i ceva nativ în noi. În primul rând, datorită orgoliului nostru. Bărbații sunt puțin mai orgolioși, nu folosesc un termen, că avem și mai mult câteodată, dar eu spun numai puțin, așa. Ei, ne place să fim apreciați, ne place să fim pe tronul vieții noastre. Acolo, bun meseriaș, bun șoferi, bun faianțori, bun în domeniul nostru să fim buni. Dacă mai facem și o slujbă la biserică, spune, băi, ușier ca tine, grozav, dintr-o dată noi nu spunem, băi, oprește-te, că nu mai poți suporta așa ceva. Nu, îți place. Dacă ai avea numai de ăștia, când în timp ce vorbesc de tine bine, vei zice, ăsta e omul lui Dumnezeu, domnule, uite cum curgi prin el când te laudă pe tine. De ce? Pentru că îți place lucrul ăsta. Nu e rău să fii bun. Dar rugăciunea, spunea cineva, cea mai simplă este să vii într-un loc din ăsta de închinare, să te pleci pe genunchi, să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Că de foarte multe ori crezi că tu ești. Îți dezvolți gândirea asta, că tu rezolvi, că tu faci, că tu ești, că tu vorbești. O rugăciunea este modul în care te smerești înaintea Domnului și spui, Doamne, am încercat să fac lucrurile cât mai bine. Nu mi-au ieșit toate. Și dincolo de mine este înțelepciunea ta, este puterea ta. Ție mă închin, Doamne, și te rog, dă-mi din înțelepciunea aceea și din puterea aceea ca să-mi pot conduce familia mai aproape de tine. Ăștia bărbații așteaptă Dumnezeu. Deci e o verică slabă a noastră. Nu ne place rugăciunea. Stimații mei, e foarte important să dăm siguranță familiilor noastre prin rugăciune. O soție care își vede soțul plecând la muncă rugându-se și venind de la muncă rugându-se, și îl vede că lasă deoparte, indiferent ce este la televizor, ce politică, ce meci, ce film, ce cutare, lasă totul și merge la adunare să roage. Ea știe că familia ei este în siguranță. Câtă vreme soțul acela stă pe orice, are tot felul de prieteni, nu știi ce va face. De aceea v-aș ruga, stimați bărbați, dați siguranță căminului vostru, iubind rugăciunea împreună cu oamenii lui Dumnezeu, Doamne ajută! E foarte important lucrul acesta. Al doilea lucru la care vreau să insist puțin mai mult este lipsa de înțelepciune. Textul biblic vine și spune, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Lipsa de înțelepciune trebuie văzută în viețile noastre. De ce vă spun? Înțelepciunea nu e inteligență, nu e descurcăreală. Nu-i faptul că ai mai făcut un lucru și știi cum să-l faci, că la asta ne descurcăm. Înțelepciunea este abilitatea de a face la un moment dat ceea ce trebuie. Ceea ce trebuie în momentul respectiv. Chiar dacă cu situația aia te-ai mai întâlnit, ce trebuie să faci atunci? Ziua de astăzi n-a mai trăit-o niciunul dintre noi. Și în ziua de astăzi, eu și tu avem nevoie de înțelepciune. Și înțelepciunea aceasta o are Dumnezeu. Și știi ce e interesant? Dumnezeu nu o dă oricui. Când un om crede în Domnul Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu pe loc îi dă dreptul să devină copil al lui Dumnezeu. Îi schimbă statutul. Pe loc Dumnezeu pune în el viață veșnică. Pe lângă viața biologică îi dă viață veșnică. Pe loc, iubiții mei, îi iartă păcatele prin sângele lui Iisus Hristos, intră în trecutul lui și șterge toate păcatele. Dar pe loc Dumnezeu nu îi dă înțelepciune. Și îl vezi copil al lui Dumnezeu, dar faci niște gafi, vorbești când nu trebuie. Stai și tu, stai el, băi, dar stai pocăit totuși. De unde? N-are înțelepciune. Că Dumnezeu nu o dă automat. Dumnezeu dă înțelepciunea dacă o ceri. Și ca să o ceri, trebuie să constați că nu ai. Dar cum să recunoaștem noi, bărbați, când avem? Nu-i așa? Rătăcim când nu erau GPS-urile astea, așa cum când sunt. Rătăceam așa pe drum și ne spunea soția, măi, dar nu-i bun drumul, cum să nu fie bun, domne, că eu știu. Mergeam înainte 50 km, 100, chiar la un moment dat consideram și noi că nu mai se potrivește cu nimica. Opream și întrebam pe un nene, pe un polițist, nenea, drumul ăsta e bun, dar unde vreți să ajungeți? Păi cutare. Ați rătăcit. Mă întoarceți 100 km sau 20 km înapoi, o luați la stângă, o luați la dreapta, o luați la cutare și așa mai departe. Întorceam noi mașina și atunci în dreapta cineva, dacă pune mâinile în șolduri, ziua e stricată deja. Deja ziua e stricată.
Dar dacă cineva în dreapta zâmbește și spune și eu am mai greșit și tu m-ai iertat, deja e unul la unul, hai, mergem. Ai mai rezolvat cumva treaba pe ziua respectivă. Dar înțelepciunea trebuiește. Pentru că noi credem că știm totul. Ori a recunoaște că nu știi. Și a spune, Doamne, dă-mi înțelepciune. De exemplu, eu predic asta, am mai predicat în anumite comunități, că texte prea multe pentru căsătorie și pentru... Așa nu avem în Noul Testament. Mai aplicăm noi la un verset, îl spiritualizăm, dar texte prea multe nu avem decât cele pe care le prezentăm dumneavoastră aici. Dar în dimineața asta eu m-am rugat, Doamne, dă-mi înțelepciune. Eu nu mă pot baza pe predicile de altă parte, de la alte conferințe, din alte biserici, din alte situații. Nu! Doamne, astăzi aici dă-mi înțelepciunea Ta. Și Dumnezeu dă cu mână largă, slăvit să fie Domnul. Uiți ceea ce trebuie să uiți și îți aduce aminte ceea ce trebuie să-ți spui. Asta face Dumnezeu. De-aia multe predici de ale mele nu se aseamănă unii cu celelalte în mot a mot. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a spus clar, îți voi da înțelepciune să uiți. Nu te supăra că ai uitat anumite lucruri care le-ai spus în altă parte. Că nu trebuie să le spui aici. Și îți voi aduce aminte de lucruri pe care nu le-ai spus în altă parte, să le spui aici, pentru că oamenii aia au nevoie. Ori înțelepciunea asta, cine să-ți o dea? Decât Dumnezeu, dacă o ceri. Dar asta te ține dependent de El. Asta te ține, Doamne, am nevoie de înțelepciunea Ta. Vine cineva în zona noastră, spune, frate Virgil, sunt pe aici, pe în zonă. Vreau să ne întâlnim, să discutăm câteva lucruri. Eu, fiindcă îl cunosc pe omul respectiv, așa, convenit în zonă, și fiindcă pot să mă duc să mă întâlnesc cu el, spun, Doamne, ne întâlnim la ora cutare, unde ești tu? Și spune, în timp ce mă îndrept spre zona respectivă, Doamne, nu știu ce vrea să întrebi omul ăsta, nu știu ce problemă vrea să aibă, dar te rog pe tine care îl știi și pe el și pe mine, dă-mi înțelepciune, Doamne. Când deschid gura să vorbesc ce trebuie. În timp ce conduc în zona respectivă, îmi vine în mintea mea o anumită situație. Îmi vine în mintea mea un soț supărat pe soția lui, care la un moment dat o amenință cu despărțirea. În timp ce conduc spre el. Pentru că noi suntem temple ale Duhului Sfânt, gândurile nu vin aiurea în mintea ta. Nici măcar de un copil neascultător. Nu vin aiurea. Vin ca să-l aduci înaintea Domnului rugăciune. Doamne ajută! Nu să mai fii un comentator. Când îți aduce aminte de un frate care era supărat la biserică, când Duhul Sfânt ți-l aduce aminte, să-l aduci, Doamne, ori poate e bolnav omul, poate e supărat, poate n-are de muncă, nu știu ce are, te rog cercetează-l, dă-i bucuria mântuirii. La asta ți-l-a adus aminte, nu ca să spui cum vine și ăla la adunare. Nu te-o chema să judici nimeni. Ei, în timp ce merg la discuția respectivă, îmi vine în minte lucrul ăsta. Când ajung acolo, o, pacea Domnului, îmbrățișări, mă bucur că te văd, ești în zonă cu tare, hai să stăm puțin aici la un ceai, vorbim noi. Știi, mă interesa niște taine din Biblie, sunt așa, mi-au plăcut predicile dumneitale cu tare, nu știu ce. Și eu încep să-i spun, știi, da, mă bucur că îți plac predicile mele, dar totuși de ce îți amenin soția cu despărțire? Chiar așa de tare ți-o greșit? Ia cască niște ochi mai. Ți-a dat cineva telefon, a? Ți-a spus? O vorbit? I-am spus să nu suni pe nimeni, i-am spus să nu cu tare. Din momentul acela, discuția e asigurată. Nu m-am verificat datele respective și de acolo încep, nu mă interesează ce vrea să mă întrebe el. Mi l-a trimis Domnul pe mână, acolo pleacă cu ce trebuiește, pentru că din momentul ăla Dumnezeu îți dă tot ce trebuiește să-i spui. Frații mei, asta nu se vorbește în dreptul unui păstor. Asta îți vorbește în dreptul tău, care ești în familie bărbat și Duhul Sfânt face din trupul tău templul Duhului Sfânt. Nu avem niște specialiști care fac. Nu, biserica e făcută, fiecare să lucreze cu darul lui. Și ție îți descopere Domnul, și ție îți vorbește Domnul, și tu poți vorbi celorlalți. De ce nu ești la dispoziție? Știți de ce, frații mei? Pentru că înțelepciunea se capătă doar dacă te rogi. Dar dacă primul verigă lipsește, o să vedeți că nu-i înțelepciune. Nu știm să tratăm treburile. Să vă spun de oameni care împrumută bani, nu mai știu de unde să-i dea, nici nu știu unde i-o cheltuit și care trebuie să-i plătească toți împreună? S-anulează concedii, s-anulează vizite, s-anulează, pentru că banii trebuie să plătiți, băncile nu se uită că n-ai avut înțelepciune. Nu, trebuie plătite datoriile înapoi. Orice bine este să ai și o zi de post. Păi mai circul oameni prin mijlocul nostru care vine, frate, fac o afacere, uite cum mă vezi pe mine, la costum, la cravată, ofentat ca tine sute până acum. Când mie câteodată îmi vine să-i convertesc în evangheliști pe ăștia.
care fentează și e banii la oameni, atâta discuții au și atâta conving și atâta stau și atâta persoasiune pe ei și atâta presiune pe ei să-i convingă, că la un moment dat ea spune, băi, ia lasă tu luatul banilor la oameni, vine și învață Scriptura, pocăiește-te și apoi convinge cu ajutorul Duhului Sfânt, Doamne ajută să pocăiască în frunte cu tine. Parcă la asta aș merge. Nu, dar vin oameni de ăștia, discută cu tine, te conving, la un moment dat să-i dai, dar tu spui în felul următor, știi care e situația? Vreau să mă mai rog împreună cu soția mea. Când se aude asta de rugăciune, băi, dacă tu te rogi și mi-ai spus la femeie ta, atunci îl lăs lipsit. Știi de câte lucruri scăpi? Știi de câte lucruri scăpi de treaba asta? Cum fi? Mergi cu soția ta, discută. Vă mai spun ceva, frații mei. Pe lângă cele 5 simțuri pe care le au ființele umane, pe care le au bărbații și femeile, soțiile noastre au un al 6-lea simț. Se numește intuiție. Adică fără fotografii, fără documente, înăuntru lor el simt dacă persoana din față este serioasă sau nu. Ele știu dacă persoana care vine să ceară bani, cere sincer sau nu vrea să-ți dea țapă. E știe de asta. Și vine și îi spune la bărbat, să știi că eu nu-l văd bine pe omul ăsta. O fi el proroc, o fi el păstor, o fi el ce o fi, dar nu e ok. Cum se poate așa ceva? Și îmi spun frate, acum, frate, te uiți la mine? Tăt părul ăsta alb, sau când mi-aduc aminte câți bani am pierdut, așa și m-au fentat alții, mă iep pe loc durerile de șele. Efectiv. Dar de ce n-ai întrebat-o pe doamna ta? Pentru că e foarte simplu. Am întâlnit bărbați care gândesc lucrul ăsta. Au provocări în viață să se mute din Germania în România sau din România în Germania, să înceapă o afacere, să împrumute bani din bancă sau nu. Ei n-au de unde să știe că sunt bolnavesc sau nu. Ei n-au de unde să știe că rămân fără servicii sau nu. Dar Dumnezeu știe. Și în momentul respectiv, oamenii aceștia spun în felul următor, hai să avem o zi de post împreună cu soția. Încep să postească, iar seara întreabă soția, ce ai simțit înăuntrul tău? Și soția îi spune, am simțit că n-ar trebui făcut pasul ăsta. Asta e convingerea mea din ce în ce mai puternică, după ziua asta de post și de rugăciune, că n-ar trebui să facem pasul. A doua zi te anunță că a venit un vas al Domnului între vecini sau între rudele tale și merge acolo. Când merge acolo, Duhul Domnului spune, nu aveți voie să faci pasul acesta, dar deja v-am vorbit de lucrul acesta. De ce? Pentru că intuiția ei alături de post și de rugăciune este un veritabil dar de profeție. Căutați calea Domnului. Că dacă o să vină prigoana, stimații mei, nu o să ne închidă fiecare proroc lângă noi ca să avem călăuzire. Călăuzirea se dă înăuntru. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vorbească, Doamne ajută! Folosește lucrul acesta. Folosește gândirea aceasta. Primul fisură la bărbați este lipsa de rugăciune. A doua fisură, și din pricina primei, este că nu folosesc înțelepciunea pe care Dumnezeu o are din belșug. Din nefericire, mulți dintre ei dovedesc o anumită stare de încăpățânare, de rămânere pe loc. Și ultimul lucru pe care l-au bărbații și din nefericire se munțește și pe rândul tinerilor, este că țin necaz pe soțiile lor, conform textului biblic, să nu ții necaz pe soția ta. Cum noi le greșim la soțiile noastre, așa și ele ne greșesc nouă. V-am prezentat verigile slabe. Ne greșesc prin lipsă de respect și putem comunica, spunem ce anume trebuie făcut, ne pot greși prin vorbă în abuz sau ne pot greși în anumite aspecte după cum arată sau cum sunt. Pot greși, dar noi nu trebuie să dezvoltăm ținerea de necaz și de supărare pe soțiile noastre. E adevărat că am observat la foarte mulți bărbați și la mine, soția mea îmi spunea mai de mult, când eram căsătorit, spunea Virgilie, tu ești un băiat extraordinar de bun. Vine cineva și te batjocorește în față și tu pe loc îl ierți, că ești pocăit. Vine cineva și face mișto din tine și auzi că face mișto. Treci de parcă n-ai auzit. Dar atunci când îți greșesc eu, mă ții pe aragaz la foc mic așa ea, din numai mă pierpelești pe toate părțile. Și mi-am dat seama că așa-i. O făceam cu plăcere, frații mei. Recunosc, nevasta nu e aici, slăviți fie Domnul. Recunosc lucrul acesta. Am constatat că și alți bărbați au aceste mici plăceri. Am constatat. Unul dintre verigile noastre slabe aici. M-am pocăit de el. M-am pocăit. Mi-a fost greu să mă pocăiesc în plăceri. Dar m-am pocăit de lucrul acesta. Și acum când apare o situație de asta, comunic. Ce ai vrut să spui cu vorba asta? Și am spune traducerea surorilor. N-am vrut să spun nimic.
Pentru mine nu-i nimic. Pentru mine e o lezare de autoritate, pentru mine e o jicnire și pentru orice bărbat l-avea. Eu n-am știut că gândiți așa, suntem de pe Marte, măi. Voi veniți cu limbajul de pe Venus, cum să-l înțelegi, măi? Spune-mi pe limbajul meu. Și am învățat limbajul meu. Vine la mine și spune, Virgile, vreau să spun ceva, s-ar putea din nou să fie ceva. M-am gândit eu la chestia asta. Dar tu verifici lucrul acesta. Îmi dau seama din prima care-i dreptate, dar eu urmează verific vreo două săptămâni. Trebuie un anumit timp să pot sta acolo, să meargă procesorul în direcția asta. Și de foarte multe ori, dacă nu băgăm de seama, ținem necaz, adică cerem ciudă pe soțiile noastre. Și ținând ciudă, aducem o tensiune în familia noastră. Le spuneam la frați la o altă întâlnire, mă pregăteam și eu să mă căsătoresc, nu aveam pe cineva anume, dar până la vârsta de 27 de ani eu tot am plecat în misiune, cu corul, cu frații, eram împreună cu Ilie Puha, mi-aduc aminte pe timpul ăla, locuia la Rădăuți și apoi ne întâlneam undeva în Suceava și cu alți prieteni, ne urcam în trenul de Suceava-Vicov, ne urcam în tren, începeam să cântăm, unul recita o poezie, era plin de studenți care veneau de la Iași, dintr-o parte, unul recita o poezie, eu predicam, după care ăștia anunțau la următoarea gara, anunțau poliția de la feroviare că s-au urcat ăștia și cânte. Nu era voie timpul ce ușesc să cânți în tren, să predici în tren. Anunțau ăștia. La următoarea gara ne dădeam seama că poliția era acolo. Poliția urca, noi coboram. Și așteptam trenul care venea de la Vicov la Suceava. Urcam iar acolo, ăștia aveau de fugit în zoa și după noi, într-o parte în alta. Mulțumim Domnului, nu ne-a prins niciodată, niciodată, din punctul ăsta de vedere. Dar asta făceam. La vârsta de 27 de ani, mi-am dat seama că îmi lipsește ceva, că sunt singur, că nu mi-ajunge corul, că nu mi-ajung tovarășii, că mi-am dat seama, trebuie să mă... Și am început să-mi iau aripi așa și mă imaginam cum îi să fii căsătorit și mă imaginam, deja aveam fluturi în stomac, deja era fain totul, îmi visam deja, aveam portretul robot al celei care urma să devină soția mea, era extraordinar de frumos. Și într-o duminică m-am dus la slujbă și nu știu și l-a supărat doamna pe fratele ăla în vârstă, s-a urcat un frate în vârstă la slujba de rugăciune, cum a fost în dimineața asta, și el a început cu următoarele cuvinte, gândiți-vă, eu pluteam așa, mă gândeam că în dimineața aia am descoperit Domnul cine va fi soția mea, și bătrânul începe, fraților, nu degeaba Biblia spune că femeia e mai mare ca moartea. Știți ce rep de amaterizat? Știți ce rep de amaterizat? S-o dușă fluturi, dar i-am pus la insectar, nu mai gata. Adică mai amară decât moartea, deci e mai bine să mori, decât femeia. Și eu tocmai asta eram acum. Știți că m-a urmărit o bucată mesajul fratelui? M-am dus în Biblie să văd unde e scris treaba asta. Omul ăla nu a dat versetul complet. Versetul se găsește în Ecclesiastul, capitolul 7, versetul 26, care spune în felul următor. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia. Și dacă era punct aici, eram neroșistăți. Bătrânul până aici o mărți, că a avut el treabă cu cineva. Dar Biblia continuă și spune, a cărei inimă este o cursă și un laț și a cărei mâini sunt niște lanțuri, cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Totdeauna când cartea Eclesiastul și Proverbele vorbesc de femeia asta, nu vorbesc de soțiile voastre, nici de a mea. Vorbește de femeia păcătoasă, de picentură, prea curvă. Despre ea vorbește aici. Aia e mai mare ca moartea. Nu nevestele noastre. Nu nevasta lui bătrânul. Dar m-a temperat. Am reluat după aceea, după ce am înțeles textul biblic. Dar n-ai voie să folosești cuvinte de genul ăsta la adresa soției tale. Te supără. Te deranjează, câteodată te enervează, dar nu folosi cuvinte denigratoare pentru necazul care porți. Închei mesajul meu pentru frații mei, pentru surorii, l-am spus. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Iov a pierdut tot. A pierdut copii, 10 mormântări într-o zi, a pierdut avere, slujitorii nu mai erau, că au fost și ei uciși sau care au scăpat, erau ologiți și nu, parcă n-ajungea lucrul ăsta. Ne spune Sfânta Scriptură că dintr-o dată a venit peste el o boală care l-a umplut de pustule, de bubi din cap până în picioare. A ieșit afară, se scărpina cu un ciob acolo și doamna Iov, care până atunci, permiteți în parafrazarea, mergea la mol și altele purtau sacoșele, ce cumpăra ei, că doar avea de unde,
tot, o grămadă de slujitori, o grămadă de viață faină, grozavă, din toate s-au dus toate și au rămas pistoc cu un bărbat bubos, care n-avea niciun viitor, nimic. Și la un moment dat îi vine ei o idee. Tu rămâi tare în neprihănirea ta, cu alte cuvinte îți trăiești mult și bine. Ja. Și eu trebuie să am grijă de tine, cu alte cuvinte. Știi ce fă? Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Eu în locul lui, eu v-aș spus și mormântarea, mă ocup eu, nicio problemă, dar măcar să am marfă. Mă ocup eu te îngrop, eu te aranjez, îți pun și piat funeral, îți arăt de pe acum ce pun. Totul e pregătit. Numai să se întâmple odată. M-aș fi așteptat ca Iov să-i spună, Doamna Iov, dar nu mă fac eu bine? Nu vin eu înapoi? Nu discutăm noi? Dacă Dumnezeu se îndură și mă fac bine, o să fie probleme. Dacă nu, o să fac și mormântarea pe care o dorești. Dar dacă mă fac bine. Și s-a făcut bine, frații mei. I-a dat Dumnezeu sănătate. Știți cu cine am mai avut încă 10 copii? Tot cu Doamna Iov. Dar de ce Iov? N-am ținut necaz pe ea. O greșit. Să mormântez 10 copii. Să stai cu copiii acasă. Să spună sute de întrebări. Să răstoarne vază. Să fac aia. Și când am venit eu, mi-au zis o vorbă. Și am stat supărat 3 zile din cauza asta. Nu. Nu. Ea este cea pe care mi-a dat-o Domnul. Nu țin necaz pe ea. Astea sunt fisurile prin care, dacă nu veghezi, pătrunde apa lumii acestea în corabia ta. Și chiar dacă în corabie sunt oameni bine intenționați, dar fisurile nu sunt astupate, corabia încetul cu încetul, în timp, se cufundă. Să ne ajute Domnul să plutim. Amin.